În numele Dumnezeu cel nostrii îndurător, pace vouă, Selam alechium. Imamul Abu Daud s-a născut în Basra, Irak, în anul 815 era noastră, corespondent calendarul Hijra, anul 202, adică la 192 de ani distanță de la moartea profetului Mohamed, pace asupra lui. Din tinerețe a dorit să facă studii religioase, în mod special studii și colectare de hadisuri. A strâns peste 500.000 de, de hadisuri, dar a selectat doar 4.800 pentru colecția cunoscută ca Sunan Abu Daud. Această colecție a fost scrisă și finalizată cât a stat în Tarsus timp de 20 de ani și a fost împărțită în 40 de capitole. Abu Daud a fost cunoscut nu doar ca un colecționar de hadisuri, ci ca un cunoscut scriitor, avocat și mai ales istoric. A finalizat peste 20 de cărți care erau căutate și citite de învățații vremii, dar care și acum sunt căutate și studiate. A fost o forță naturală de strângere a celor doritori de știință, și avea în permanență în jurul lui oameni care doreau să învețe, doreau să știe. Reputația lui era atât de puternică și avea o capacitate atât de mare mare de a strânge oameni de calitate în jurul lui, încât în timpul marii crize din anul 870, guvernatorul orașului Basra l-a invitat pe Abu Daud să vină din Bagdad la Barsa, pentru că orașul era gol, iar prezența lui Abu Daud are să fie un magnet pentru mulți călători, mulți învățați și mai mulți studenți. A murit la 73 de ani în anul 888 era noastră. Dumnezeu să-l răsplătească pe imam Abu Daud pentru munca lui extraordinară. Amin.